Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum sunteți în cea mai activă zi a săptămânii, cea mai productivă zi a săptămânii? Sper că bine ați dormit bine, v-ați odihnit. Nu că noi la Cluj am dormit mai puțin cu 2 ore, că ne-au băgat ăștia de la 10, numai la somn, nu de la 8, s-au ridicat restricțiile. Dar dacă nu-ți vine somnul, oricum n-ai ce să faci. Mă gândesc la Charles Michel, președintele Consiliului European, dita mai ștabul, dita mai demnitarul, care a declarat că are insomnii de la scandalul petrecut cu Erdogan și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Știți? Așa numitul scandal Sofagate. Se întâlneau ei acolo, Charles Michel cu Erdogan, și-o veni și Ursula pe nepregătite. Și ce să vezi, nu-i pregătiseră scaun. Asta doamna săracă în picioare până i-au găsit acolo un taburet, un șezlong, ceva, ca să se așeze. Bă, bărbații care n-au caracter, n-au nici în fața unei doamne. Rușinos. Trebuia salvată cumva situația. Acum de la Erdogan nu mă aștept, că-i prieten cu Ponta și ăștia nu prea le-au cu bunul simț. Dar totuși când vezi că vine acolo președinta Comisiei Europene, presă, declarații, chestii, problemele Europei puse pe tapet și ea n-are pe ce să stea, dacă eram în locul lui Charles Michel, ziceam, hai aici, hai pe genunchi, hai, rezolvam cumva situația, mă ridicam, stai tu 5 minute, mai stau și eu. Dar așa au fost de prost gust și uite că omul are insomnii. Nu știu ce-o fi numărând el scaunele din Parlamentul European, miliardele pe care trebuie să ni le dea nouă și să ni le aducă iarăși Klaus Iohannis cu plasa lui Cioloș. Sperăm să-și revină omul, sperăm să-și revină omul, să nu pățească ceva de la Sofa Gate. Dacă nu dormim bine, ne obțiguim cu o cafeluță de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc încă o dată, cafeaua care are un cal cu corne în frunte. Inorogi. Asta cu inorogii. Mi-au dus aminte că marele comic Robin Williams spunea la un moment dat că era la o agenție de publicitate, trebuia să facă reclamă nu știu la ce produs și echipa de creație a găsit de cuviință să spună că intră și un inorog în reclamă nu știu cum, la care clientul întreabă, zice, și aduceți un inorog adevărat? Acum după 3 cafele și 4 ceaiuri, vezi și inorogi. Da, e bine, e mai bine un pic în Cluj-Napoca. Nu se mai închid magazinele la 6, se închid pe la 9, nu ne mai punem sub plăpumioară la 8, ne punem la 10. Sperăm să mai scadă, un pic restricțiile astea, dar vedeți, una caldă sau călduță și una rece, aici la graniță, aici în vest. În Ungaria, în țară vecină și prietene, s-a descoperit un focar de gripă aviară. Nu scăpăm de un virus și dăm de măsa. Gripa aviară la o fermă de curcani. Puico, Mirgheș, puico, dur, 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 cum îi zice socră mea la ăla mare când face figuri la mâncare. Așa că trebuie să fim prudenți, să acționăm cu atenție, și în Cluj-Napoca, cum s-au ridicat un pic restricțiile, cum au apărut trotinetele. Vă vorbeam eu și anul trecut despre trotinete, acest pericol public, real pericol public, dacă nu sunt mânuite cu îndemânare și mai ales dacă nu suntem atenți în trafic. Că e un trafic în Cluj-Napoca, mă și mir, nu știu, acum, no, știți că am cu permisul, da? Măi, să vedeți, și să nu credeți. Deci luni dimineața, la prima oră, am fost, cum m-am programat pe online, la oficiul de permise, aici în Cluj-Napoca, spre aeroport, după aeroport, înainte de Dezmir, no, mă rog, face parte atât din Cluj. M-a tras doamna în chip, mi-a salvat datele, dosarul, tot. Doriți să-l primiți pe poștă, doresc, cu aviz de primire. Ieri ies cu copiii, ieri marți, deci au fost luni la prima oră. Ieri ies cu copiii, pe când ajung acasă, între orele 1 și 2, Pitiu. No, zic, vine Pitiu, domnul poștaș, Ștefan. Zic, vine cu pensia la bună. De unde? Zice, haideți, domnul, să semnați. Să semnez. Deja am sosise permisul. Vă dați seama? Ăștia ori zic, mă, e șofer de alba. Ăsta nu circulă numai cu declarația, cu adeverința. Trebuie să îi trimitem și permisul. Și așa că am permisul la mine, pe cuvânt, că eu nu mint. Vă dați seama că e permisul, nu? Nu vi-l arăt că... Da, ăsta e. Așa e? E nou, de pe plic l-am luat. L-am des... Da. Șofer nu scrie. Scrie permis de conducere și da, nu, trebuie să-l udăm azi. De aia s-a apucat de ploua.
Țineți în pumni în continuare să mă descurc pe șoselele patriei, să am grijă la trotineti și la toată lumea bună și noi. Drumuri bune să avem și Dumnezeu pasager în dreapta, cum e urarea aia. BuyMeACoffee.com, slash Nicu Bendea, să rămână. O venit și Harry. Prințișorul Harry a venit din America, a venit pentru înmormântarea lui Bunăsu. Un gest frumos din partea lui, că știți că Filip săracul s-a dus la 99 de ani, mai avea un pic și bătea suta. 73 de ani de căsătorie cu o regină, mă, 73 de ani de frumos. Harry ce-a zis că pentru mine bunicul va rămâne mereu un maestru al fripturii la grătare. Deci că asta rămâne în memoria nepotului și implicit de acum va rămâne și în memoria noastră, prințul Filip ca un maestru al fripturilor la grill. Păi dacă ești soțul reginei, ce să și faci? Tu nu ai nicio atribuție, tu stai lângă ea când mergi la vizite, prin vizite, stai, o suporți, o asculți, dai da, mai întorci cărnița pe grătar, mai bei un șpriț, mai o bere neagră, mai faină viața, nu? De-aia au dus-o el așa de bine. Maestru fripturilor la grătar. Da, prințișor. Harry și el, prințișor, au venit din America, au lăsat-o pe Meghan în America, e gravidă și n-are voie să circule atâta, să zboare atâta cu avionul. La cum îl știm noi pe Harry dezvăpăiat după ce le mormântează pe bunăsu, s-au deschis și puburile, trage niște chefuri, trage niște scandaluri până Anglia și apoi după aia se duce în America. Nu degeaba au scos cei de la generic hit-ul, prințișorul meu, tărătărărără. Acum că ești de sânge nobil, că ești de sânge albastru, că ești moștenitor într-o familie regală, domnule, când ți-e scris să fii prinț sau prințesă, ești prințesă. Prințesă, cum e și fica vitregă a fostului ministru Vela. Fica ministrului Vela a primit un post de secretar de stat în guvernul Câțu. Post de secretar de stat unde? La Agenția Națională pentru Arii Protejate. Ironia sorții, domnule, la cât nepotism, la câte rude se angajează, la câte pile se angajează, cred că ar trebui făcut un minister al ariilor protejate. Adică ăsta e protejat de-a meu, îl băgăm acolo. Măcar să știi, nu te trezești pe unul pe la Transgaz, unul pe la Electrica, unul pe la Ape, o chelniță acolo, unul așa, măcar să-i ai pe toți la oaltă, nu? Deci știi că ăla e nepotul lui, ăla o lipit afișe, ăla așa, na bun. Unde lucrezi? La Ministerul Ariilor Protejate. S-a dus nepoțica lui Velea la Ariile Protejate, când a intrat, zice, bună dimineața, și a început, din ușă, la Agenția de Arii Protejate, acolo, din ușă o cânta nepoțica, dar ce faceți? Nu-i teatru de operetă, eu am dacian? Păi, dar zice, nu sunt la Arii Protejate? Am venit cu aria Habanera. Că de-ar citi și ăștia măcar o carte. De pildă, se împlinesc 24 de ani de la moartea lui Petru Creția. Ce cărți frumoase a scris despre prietenie, despre nori, despre oglinzi. Și cartea de căpătâi, pe care o recitesc de câte ori am timp, Testamentul unui eminescolog. Poate citiți și voi câteva fragmente de acolo sau din alte cărți, nu contează. Acum, să ne ajungem și noi să mergem la Agenția de Arii Protejate și să cântăm din Bărbierul din Sevilla sau din Aida. Eu vă știu că intrați aici pe canal și intrați cu speranțe și cu bucurie în suflet și vă aștept și în comentarii să dezbatem problemele actuale ale zilei. Și anunțați lumea, anunțați prietenii, ba chiar și dușmanii, dacă nu și rudele, că de pe 21 aprilie vi se întâmplă ceva pe acest canal. Notați-vă data ca să fiți primii care aflați, puneți clopoțelul, dați subscribe, dați share la ce vorbim. Deci astăzi este miercuri 14, de azi într-o săptămână veți vedea ceva ce nu s-a prea mai văzut aici pe canalul meu. Că povestim noi dimineața, bem o cafeluță de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dar vă mai pregătesc o surpriză. Dacă intrați azi pe Facebook, o să începeți să vedeți câte un mic teaser, câte o mică reclamă pentru ceea ce se va întâmpla. Dar știu că sunteți alături așa cum sunteți în fiecare dimineață de luni până vineri de la ora 10. O zi bună, o zi frumoasă, să scăpăm și de vremea asta ploioasă, să ne bucurăm un pic, dacă nu mai ești atâtea restricții, să ne bucurăm un pic de aer curat, de
Deci o mai fi, dar să fie un pic și în folosul nostru, nu numai contra. No servus!